Alina s-a certat cu părinții săi deoarece aceștia nu au vrut să o lase la o petrecere. Însă, fata a ieșit pe furiș din casă. Mai de mult o tânără pe nume Alina s-a certat cu părinții săi deoarece aceștia nu au vrut să o lase să meargă împreună cu prietenii ei la o petrecere. Fata s-a dus în camera ei, a trântit ușa și apoi a încuiat-o. Nu mai voia să audă nimic din ceea ce aveau de spus părinții ei, care erau mult prea protectori. Însă fata nu s-a dat bătută. S-a aranjat și a pus o rochie frumoasă și a ieșit afară pe furiș, pe geamul de la camera ei. După ce a ieșit pe geam, fata a alergat repede spre locul unde avea loc petrecerea. Acolo a cunoscut un băiat care era cu câțiva ani mai mare decât ea. Au vorbit, au râs împreună, iar fetei îi plăcea foarte mult de el. O făcea să râdă cum nu mai râsese de foarte mult timp. Băiatul băuse foarte mult. Însă la un moment dat a întrebat-o pe fată dacă vrea să meargă împreună cu el la o altă petrecere din apropiere. Bucuroasă de invitație, fata a acceptat, după ce au plecat de la acea petrecere. Băiatul s-a împiedicat și a căzut, iar ea l-a ridicat, dar abia îl ținea. Nu putea să meargă singur pe picioare. Se clătina, cânta și râdea zgomotos. Băuse mult prea multe pahare. Fata a văzut că băiatul era foarte beat. Când a văzut că acesta voia să urce la volan, fata i-a spus: "Cred că mai bine ne întoarcem la petrecere. Nu poți conduce în starea aceasta." Însă băiatul i-a spus: "Ai încredere în mine. Nu sunt beat." Fata s-a urcat în mașină, iar băiatul a pornit. Au mers puțin, însă băiatul nu era deloc atent. Fata l-a rugat să încetinească, deoarece merge cu viteză, însă el a ignorat-o complet. Brusc, fata a fost orbită de luminile farurilor mașinii din fața lor. Băiatul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un alt autoturism care circula regulamentar. Însă datorită vitezei pe care el o avea, accidentul a fost unul foarte puternic. Nici nu a apucat să țipe, atât de repede s-a petrecut totul. Când fata s-a trezit, era pe patul spitalului. Avea dureri insuportabile în tot corpul. Nu putea să își miște mâinile și picioarele. O asistentă care stătea lângă patul ei a luat-o ușor de mână și i-a spus ce s-a întâmplat. I-a explicat faptul că a fost implicată într-un accident foarte grav. Fata a întrebat dacă băiatul care conducea mașina a fost rănit grav, iar asistența i-a spus că, din păcate, acesta murise în urma impactului. Când fata a întrebat de ceilalți pasageri din mașina cealaltă, asistenta i-a spus că și ei au murit în accident. Fata a început să plângă. O durea tot corpul și avea inima plină de regret și de vină. Se învinovățea pentru tot. Fata simțea că nu mai are mult de trăit. Cu ultimele puteri i-a spus asistentei: "Vă rog din tot sufletul ceva. Transmiteți-le părinților mei un mesaj din partea mea. Spuneți-le că îi iubesc mult de tot și că îmi pare rău că nu i-am ascultat. Le puteți transmite mesajul meu?" Asistenta nu i-a răspuns. Doar a dat din cap și a ținut-o pe fată de mână. În câteva minute, fata murise. Un doctor a trecut pe acolo și a întrebat-o pe asistentă de ce nu i-a răspuns fetei la ultima sa dorință. Atunci asistența i-a spus doctorului: "Nu știam ce să-i spun. Cei doi oameni care au murit în cealaltă mașină erau părinții ei care ieșiseră să o caute." Morala poveștii: copii, ascultați-vă părinții. Ei vă vor mereu binele și știu ce este mai bine pentru voi. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.